Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă, intervale numerice în IR, reprezentarea lor pe axa numerelor. Definiție. Se consideră numerele reale distincte A și B cu A mai mic decât B. Mulțimea numerelor reale cuprinse între A și B se numește interval de numere reale cu extremitățile A și B. În funcție de reprezentarea geometrică a lor pe axa numerelor reale, intervalele se clasifică în intervale mărginite și intervale nemărginite. Cele mărginite pot fi închise, deschise sau semideschise, iar cele nemărginite, nemărginite la unul din capete, nemărginit la ambele capete. Intervale mărginite se caracterizează prin faptul că reprezentările geometrice ale acestor intervale sunt segmente. Intervalul închis AB se notează cu AB între paranteze pătrate și este egal cu mulțimea acelor numere reale x care au proprietatea că A mai mic sau egal decât x, care e mai mic sau egal decât B. Din definiție se observă că extremitățile A și B sunt conținute în interval. Pentru a reprezenta geometric acest interval, vom alege pe axa numerelor punctul A de abscisă A mic, punctul B de abscisă B mic și reprezentarea geometrică este segmentul închis AB. Intervalul deschis AB se notează cu AB între paranteze rotunde și este egal cu mulțimea acelor numere reale x care au proprietatea că A este strict mai mic decât x, care e strict mai mic decât B. Se observă de data aceasta că extremitățile A și B nu sunt conținute în interval. Pentru a reprezenta geometric acest interval, vom alege aceleași puncte ca mai înainte și reprezentarea geometrică o reprezintă segmentul deschis AB. Intervalul închis la stânga și deschis la dreapta AB este egal cu mulțimea numerelor reale x care au proprietatea că A mai mic sau egal decât x, mai mic strict decât B. Dacă este închis la stânga, s-a pus paranteză pătrată, deschis la dreapta, a marcat acest lucru cu paranteză rotundă. Pentru a reprezenta geometric acest interval, vom alege punctele A și B și reprezentarea geometrică este segmentul închis la stânga și deschis la dreapta AB. Intervalul deschis la stânga și închis la dreapta AB este egal cu mulțimea acelor numere reale x care au proprietatea că A este strict mai mic decât x, care e mai mic sau egal decât B. Se observă că extremitatea A nu este conținută în interval, B-ul este conținut în interval. Pentru a reprezenta geometric, vom folosi punctele A și B și reprezentarea geometrică este segmentul deschis la stânga și închis la dreapta AB. Intervale nemărginite. Se caracterizează prin faptul că reprezentările geometrice ale acestor intervale sunt semidrepte. Ele pot fi nemărginite la unul din capete sau la ambele capete. Intervalul A infinit închis la A este format din acele numere reale x care au proprietatea că x este mai mare sau egal decât A. Pentru a reprezenta geometric acest interval, vom alege pe axa numerelor punctul A care să aibă abscisa A mic și atunci intervalul va fi semidreapta cu originea în A, marcată de mine. Intervalul A deschis infinit este format din acele numere reale x care au proprietatea că x este strict mai mare decât A. Acest interval nu conține extremitatea A și se va reprezenta pe axă
printr-o semidreaptă deschisă. Intervalul minus infinit a închis este egal cu mulțimea celor numere reale x care sunt mai mici sau egale decât a. Este conținută extremitatea în acest interval și se va reprezenta geometric prin semidreapta închisă marcată pe axă și cu originea în A. Și intervalul minus infinit A deschis la A este format din acele numere reale x care au proprietatea că x este strict mai mic decât A, se reprezintă geometric prin semidreaptă deschisă cu originea în A. Singurul interval nemărginit la ambele capete pe care îl cunoaștem este mulțimea numerelor reale, care se poate scrie ca intervalul minus infinit infinit. Vom rezolva în continuare următoarele exerciții. Primul. Incidența cazurilor de COVID în municipiul Tulcea din 25 septembrie 2021 a fost de 1,86. În această zi s-au înregistrat 157 cazuri, iar distribuția numărului de infectați care au ieșit din carantină în următoarele 14 zile este următoarea. Determinați intervalele închise, deschise și semideschise de lungime minimă, cu extremități numere naturale, care să conțină numărul infectaților care au ieșit din carantină în cele 14 zile. Analizând linia a doua a tabelului, observăm că în prima zi au ieșit din carantină 49 de persoane, numărul lor crește din păcate de la o zi la alta, ajungându-se la 157 în ultima zi. Deci cel mai mic număr care trebuie conținut în intervale este 49 și cel mai mare este 157. Intervalul închis care conține aceste numere va fi 49-157. Parantezele pătrate indică faptul că 49 este conținut în interval și 157 face parte de asemenea din interval. Intervalul deschis va fi 48 și 158. Pentru că este deschis la 48, înseamnă că acesta nu este conținut în interval, dar 49 face parte din interval. De asemenea, în paranteză rotundă la 158 nu este conținută această extremitate, în schimb este conținut 157. Intervalul închis la stânga și deschis la dreapta va avea extremitatea din stânga 49 și cea din dreapta 158. Și cel care este deschis la stânga va avea extremitatea 48 și închis la dreapta va avea extremitatea 157. Exercițiul al doilea. Scrieți sub formă de interval mulțimile A și B. Vom rezolva pentru început primul punct în care va trebui să rezolvăm inecuația x minus 1 la pătrat minus x plus 1 la pătrat mai mic sau egal decât 6. Ne vom reaminti formulele de calcul prescurtat pe care le folosim. A minus B la pătrat este A pătrat minus 2AB plus B pătrat și A plus B totul la pătrat este egal cu A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Folosind aceste formule și prelucrând inecuația, obținem x pătrat minus 2x plus 1 minus x pătrat plus 2x plus 1 mai mic sau egal decât 6. Rezultă în continuare că x pătrat minus 2x plus 1 minus în fața unei paranteze schimbă semnul fiecărui termen din paranteză mai mic sau egal decât 6.
x pătrat se reduce și 1 cu minus 1 și va rezulta că minus 4x mai mic sau egal decât 6 împărțim prin minus 4 care este un număr negativ și schimbă sensul inegalității și obținem x mai mare sau egal decât 6 supra minus 4. Se simplifică 6 cu 4 prin 2, obținem 3 pe 2 cu minus. Rezultă că x mai mare sau egal decât minus 3 pe 2. Înseamnă că mulțimea A este intervalul închis la minus 3 pe 2 până la infinit. La punctul B avem de rezolvat inecuația modul de 3x minus 1 mai mic decât 2. Și aici ne vom aminti partea teoretică pe care ar trebui să o știm, modul de x mai mic decât a, atunci când a e mai mare decât 0, este echivalent cu minus a mai mic decât x mai mic decât a. Deci, din inecuația noastră va rezulta că minus 2 mai mic decât 3x minus 1, care este mai mic decât 2. Adunând 1, rezultă că minus 2 plus 1, deci minus 1, mai mic decât 3x, mai mic decât 3, împărțim prin 3, deci minus 1 pe 3, mai mic decât x, mai mic decât 1. Rezultă că x aparține intervalului minus 1 pe 3, 1, deci mulțimea P este intervalul minus 1 pe 3, 1, intervalul deschis. Exercițiul al treilea, scrieți cu ajutorul intervalelor mulțimea C a acelor numere reale x, care au proprietatea că modul de x minus 7 mai mare sau egal decât 1. Ne vom aminti partea teoretică de care avem nevoie și anume, modul de x mai mare sau egal decât a, unde a e un număr pozitiv, dacă și numai dacă x mai mic sau egal decât minus a sau x mai mare sau egal decât a. În cazul nostru vom avea modul de x minus 7 mai mare sau egal decât 1 este echivalent cu x minus 7 mai mic sau egal decât minus 1 sau x minus 7 mai mare sau egal decât 1. Din x minus 7 mai mic sau egal decât minus 1, adunând 7, rezultă că x mai mic sau egal decât 7 minus 1, adică 6, deci x aparține de la minus infinit la 6 închis. Și din x minus 7 mai mare sau egal decât 1, adunând 7, rezultă că x mai mare sau egal decât 1 plus 7, adică 8, deci x aparține de la 8 închis la infinit. Pentru că avem sau, înseamnă că trebuie să facem o operație de reuniune. Deci, în final, x aparține de la minus infinit 6 reunit cu 8 închis infinit. Deci, mulțimea C va fi egală cu reuniunea celor două intervale, minus infinit 6 reunit cu 8 infinit. Pentru a exersa acasă, vă propun următoarele exerciții. Scrieți sub formă de interval mulțimile A și B. A este mulțimea numerelor reale x care au proprietatea că modul de 2x minus 1 supra 7 mai mic decât 1 și B este mulțimea numerelor reale x cu proprietatea că 2x plus 1 la pătrat minus 4 ori x pătrat mai mare sau egal decât 3. Și al doilea exercițiu, scrieți cu ajutorul intervalelor mulțimea C a numerelor reale x care verifică inegalitatea modul de x minus radical din 2 mai mare sau egal decât 2. Atât pentru astăzi. La bună vedere!